Tahir Bawab vrea să plece în vară de la Mediaș după ce 3 ani și jumătate a îmbrăcat tricoul gazului metan. Jucătorul spune că în această perioadă a dat mai mult clubului decât a primit. Cred că evident, cred că asta lucru, bine, am stat aici 3 ani jumate și în primul rând trebuie să zic că sunt foarte mulțumit la gazul că m-a dat șansă să demonstrez jucător care sunt. Dar pe o altă parte, și asta știe domnul Horova și Cindres și tal, cred că am dat eu foarte mai mult la echipa că ei mie. Sunt aici 3 ani jumate, la fel contract, la fel... Bine, eu trebuie să respect că am venit și în situație grea, ei l-a știut și asta nu contează, știi? Dar, cum am zis, eu am dat, cred, părerea mea, am dat foarte mai mult la club, că e clubul mie. Dar sper, cum am fost până acum, cu minte, și am făcut miseria mea. Iordaneanul nu are nicio preferință în ceea ce privește echipa la care ar dori să joace din sezonul următor și spune că este dispus și să rămână în România, dar și să plece dacă va fi nevoie. Bine, clar, și mai mult acum cu situația că avem financiară, cred că banii e important și aici și a zis și domnul Horova că sunt mult pretențios pentru banii. Nu știu, cred că am 29 de ani. E clar că și în România, dacă se fie, uite, sunt aici 3 ani jumate, am adaptat foarte bine. Cu limba, cu țara, cu tot. Sper că dacă este ceva în concret și ceva oficial, mă gândesc la orice ofertă, sincer, și la orice propunere, nu am problemă.